Vă salutăm, stimați telespectatori, ca să nu fim certați la început de an de domnul Tăpălagă. Am decis să începem cu o știre de la g4media.ro, că totdeauna trebuie să dai cât mai repede sursa acestei știri. Știrea în sine nu are foarte mare importanță, dar trebuie să zici de unde e și să-l pomenești pe domnul Tăpălagă, că dacă nu te ceartă. Și sigur că asta și facem așadar, anul n-a început încă de mult, la mulți ani domnul Tăpălagă. Așadar, un studiu aprofundat foarte serios despre ce vor să facă copiii români, pruncii noștri, ca să evităm și cacofoniile, că asta nu-i plac domnului Tăpălagă, să ne considere până la urmă nedemni de munca domniei sale. E bine, acest studiu, foarte relevant, desigur, o știre excepțională, spune că 55% dintre copiii români vor să se stabilească în alte țări. Procentul e mic, să nu se supere băieții de la G4 Media, dar în Bulgaria era pe la vreo 75%. Mă rog, ăștia la bulgarii lui Dinescu, ăștia care au mai rămas prin satele alea pustiite de turci. Deci 55% dintre românii tineri s-ar stabili în alte țări. 2 din 10 tineri până în 16 ani sau chiar în anumite situații peste 16 ani nu urmează nicio formă de școlarizare. Iarăși procentul este încă modificabil, cum ar spune doamna Deca. Suntem într-o marjă pe care o mai putem îmbunătăți. La vară, de exemplu. Adică nu mi se pare ceva dramatic că 14 din 16, respectiv 2 din 10, continuă. No? 20% din sesizările de abuz sexual cu victime minore ajung în instanță. Doar 20% din sesizările de abuz sexual cu victime minore ajung în instanță. Încheie acest titlu. Îl vedeți clar și pe ecran. Deci, pe scurt, situația ar fi alarmantă, vor să traducă cei de la G4 Media, o situație desemnalată așadar de presă. Copiii renunță la școală în adolescență, vor să părăsească țara cât mai repede, iar abuzurile sexuale la minori nu sunt tratate aproape niciun fel de instanță. Acum, aveam și eu niște cifre din Franța, dacă domnul Tăpălagă vrea să ne asculte, o țară probabil cunoscută de domnia sa, unde ele însă sunt și mai grave. De exemplu, în fiecare școală, în medie, desigur, în fiecare școală publică din Republica Franceză, în fiecare clasă, 3 dintre elevi au fost abuzați sexual de părinți. Adică e vorba de un incest. Asta înseamnă că 1 din 10 tineri francezi a fost abuzat în copilărie de un membru al familiei sale. În principal de tată. Da? Cam asta este tot așa un studiu care nu știu dacă are legătură cu G4 Media, dar a venit de curând, putremurător, sigur, și mărturia unor adolescente, în special în presa franceză, în presa tipărită, aduce la cunoștință acest lucru. Asta vreau să spun că este un fapt global. Nu este neapărat o problemă strict a României. Evoluția societății în general și a oamenilor nu se oprește la o țară în curs de dezvoltare sau o țară care nu mai poate să fie reanimată sau repusă pe picioare, cum este România, o țară moartă din aproape toate punctele de vedere, fără viitor, fără căpătâi. Asta se întâmplă și în lumea largă, așa zisa lume civilizată, lumea occidentalizată, unde astfel de lucruri sunt evident la ordinea zilei, poate mai puțin asta cu părăsirea țării din fragedă pruncie. Ok. Sunt convins că cel puțin 20-30% din copiii francezi vor să trăiască în altă țară decât Franța. Categoric acest lucru, pentru că au văzut de la părinții lor că nu se mai ajung cu banii, de exemplu, și că nu există niciun viitor nici la ei. Adică este atât de decadent Occidentul în momentul de față, încât în 20 de ani nu mai rămâne nimic din el. Modul în care au fost tratate problemele cheie ale societății, imigrația, locurile de muncă, investițiile străine și așa mai departe, modul de salarizare, printre altele, au dus la această inhibiție, cumva, la această inerție, la acest status quo, din care nu se mai poate ieși.
Deci societatea este absolut terminată, pentru că nu mai are unde să evadeze. Este ca un bolnav de cancer care nu mai poate să scape din propriul său corp. Fix așa arată societatea occidentală. Deci asta vreau să spun, că oricât ar fi de alarmante aceste probleme și ușor de digerat și de înghițit pentru publicul naiv, ele nu aparțin României. Ele sunt niște probleme mult mai vaste, structurale, care aparțin întregii planete. Nu mai ai unde să fugi de aceste drame. Chiar și problema școlarizării. Vedeți că ministrul învățământului din Franța, am pomenit-o și în emisiunea de ieri, trebuie să se justifice de ce și-a dat copiii la o școală privată. Da? Ea fiind ministrul învățământului, și evident, niciun ministru al învățământului din istoria Republicii Franceze nu avea copiii școlarizați în sistemul privat. Este pentru prima dată că se place. Un scandal cât casa la ei, pentru că vezi, doamne, doamna Castera trebuia să aibă copiii în învățământul de stat. Și la noi, sigur, s-ar fi ajuns în aceeași situație dacă doamna Deca, de exemplu, sau alți domni în trecutul învățământului românesc ar fi avut copiii școlarizați prin Laos sau prin Singapore, pe bani grei, să spunem. Că hai că la noi asta cu învățământul privat nu e neapărat la modă. Dar la noi, oamenii, când au bani, își trimit copiii în străinătate. Sau își trimit copiii în străinătate tocmai pentru că nu au bani. Exact cum se spune astăzi în Occident, atunci când ești sărac, călătorești cu avionul. Toți săracii călătoresc cu avionul, că știți că acum s-a schimbat. Că ești foarte bogat, nu mai mergi cu avionul. Sau în orice caz, nu mai mergi cu avionul de linie. Ori ai o mașină de aia care traversează aerul mai repede decât avionul, că au început să se inventeze și astea, ori te duci cu avioane private. Deci săracii, asta este vorba acum la modă în Occident, toți săracii, toți ghiolbanii se înghesuie în avioane. Nu mai este la modă să circul cu avionul. Chiar și atunci când traversezi oceanul, dacă ești bănos, te duci cu niște vapoare de-astea private, cu niște cabine dintre astea suspendate, care te traversează imediat. Așa e și cu învățământul ăsta. Cu cât ești mai sărac astăzi, probabil, o să se ajungă și la replica asta, cu atât îți dai mai repede copiii în străinătate. Dacă să ne întoarcem la noi, 2 din 10 tineri de peste 16 ani nu urmează nicio formă de școlarizare. Da, pentru că efectul școlii nu mai are niciun efect, ca să spun așa. Ideea, deci, nu este numai în România valabil. Este valabil în Statele Unite, este valabil în Canada, este valabil absolut peste tot în lumea civilizată. Școala nu mai are niciun efect asupra societății. E adevărat că am ajuns să ne mirăm de lucrul ăsta, să ni se pară un paradox. Noi care venim dintr-un alt secol, într-o altă lume, dar realitatea nu mai este asta. Astăzi te izbești de această noțiune de școală ca de o inutilitate absolută. Pentru că oamenii se descurcă astăzi, sau oamenii cu școală nu se descurcă astăzi. Da? Ai prea multe facultăți și nu reușești să te încadrezi nicăieri în muncă. În societatea occidentală este o problemă majoră asta. Din cauza imigrației, de exemplu, sau din cauza inutilității omului la locul de muncă, care este înlocuit de aparate, de inteligență artificială și așa mai departe, nu mai este nevoie de taxatori, nu mai este nevoie de controlori, nu mai este nevoie de cei care dau cu mătura în jurul cabinelor telefonice, pentru că au dispărut și cabinele telefonice și așa mai departe, zeci de mii de meserii nu mai există, da? Nu mai ai nevoie de această școală. Până când ea se va reinventa, cumva. Sigur, nu vă alarmați. În România noi încă nu suntem în epoca asta. Da? La noi, noi încă nu suntem dați afară de la locurile de muncă, de exemplu, de cei care vin din Orient sau din Africa de Est, cum se întâmplă în cazul societății occidentale. Da? Pentru că ea sunt mai ieftini, pentru că ea acceptă mai ușor. Au început, sigur, și la noi să vină. Categoric, în anumite meserii, deja gata. Nu mai poți să livrezi astăzi în România dacă nu ești venit din Sri Lanka sau din Nepal. De acord, dar încă sunt puține meserii. Pe când societatea occidentală și-a alungat, practic, oamenii, vrând să fie o societate pentru viitor. Sigur, remarcabil gestul. Și am tot lăudat lucrul ăsta, pentru că Europa este singurul continent care a rămas tolerant, care i-a permis umanității să evolueze în detrimentul propriei sale activități. Dar este remarcabil. Știți cu ce seamănă asta? E ca și cum tu ai avea două camere, ai avea patru membri ai familiei în două camere și ai mai primi încă cinci. I-ai luat de pe stradă numai ca să-i ții la tine. Or, casa ta era deja insuficientă, practic, pentru cei patru membri, dar rămite pentru nouă. Vedeți? Exact așa este societatea occidentală. Ea a încercat să adune toată mizeria lumii, tot borhotul.
O idee, sigur, remarcabilă, excepțională, pentru că asta era deviza umanității. Să fim toți egali, să nu mai avem nevoie de acte, să nu mai avem nevoie de limbi diferite, de monede diferite, de frontiere, să locuim cu toții pe aceeași lume. Așa ar trebui, să ne deplasăm în lume fără niciun act de identitate, să nu semnăm niciodată niciun formular, să nu existe niciun tip de birocrație. Așa era logic să fie. Probabil că pe undeva Occidentul asta a încercat să facă. Dar n-a reușit din motive pentru că putem foarte ușor să ne dăm seama de ce. Nu marșa toată lumea în același nivel cu el. Da? Toate celelalte lumi nu marșau în aceeași direcție. Și atunci sigur că el deja o lase în față, că a trebuit să-i aștepte pe ceilalți care veneau din urmă. Și n-a reușit, pentru că nu s-a făcut sincronizarea, să facă această mutare în timp cu restul umanității. Uitați-vă, de exemplu, cum arată zona Golfului. O zonă în epoca primitivă astăzi, chiar dacă ea teoretic s-a dezvoltat economic, s-a dezvoltat comercial. Ei, acei oameni sunt în epoca primitivă în comparație cu editorialele din Charlie Hebdo, de exemplu. Da? Poți să stai tu pe mușuroaie de petrodolari în Dubai, ești în comuna primitivă, în realitate, față de unul care locuiește într-o garsonieră în centrul Parisului, un intelectual dintre ăla care știe ce înseamnă libertatea de exprimare. Tu ești în comuna primitivă, în Abu Dhabi sau în Dubai. Degeaba te uiți de la etajul 238 la ăla care stă vai de capul lui într-un gang unde, vorba lui Selin, veneau câinii și să pișeau peste tasul. Da? Acolo a locuit lui Ferdinand Selin, unul dintre cei mai mari scriitori ai umanității, într-un gang, iar dimineața pe ei trezea pișatul câinelui, dar erau câinii vecinilor, erau să pișeau peste ei. Cum geamurile n-aveau termopane, că Adrian Năstase nu se născuse încă pe vremea lui Selin, da? Intra pișatul câinilor peste patul lui Ferdinand. Da? Așa trăia el. Și așa îl trezeau în fiecare dimineață. Apoi a luat tasul la bătaie, că nu se trezise la timp. Apoi îl bătea măsa. Da, în fine, asta doar ca o idee. Deci asta nu înseamnă că ei erau primitivi. Primitivi sunt ăia care stau în Emiratele Arabe Unite și în Qatar, da? Pe mormane de galben, dar habar n-au ce înseamnă libertatea de exprimare și nu vor ști niciodată. Din cauza lor, lumea este înapoiată astăzi și nu mai este necesar să faci o școală, pe scurt. Da? Pentru ce să o mai faci? Ăștia la țară, la noi, sigur că își retrag copiii pentru că n-au bani și retrag din comoditate și retrag pentru că n-au cu cine să-i țină. Mai bine copiii să fie utili în familie, că o mână în plus, sigur că nu este de dat la o parte. Și așa mai departe, înțelegem foarte bine de ce lucrurile stau așa. Dar încă o dată, nu numai sărăcia și inerția României duc pe oameni în situația asta, ci și, finalmente, generozitatea occidentală. Și acolo copiii renunță la școală, poate din motive un pic diferite de coasa din județul Gorj sau Mehedinți. Dar tot renunță la școală. Și acolo este la fel. Iar problemele astea cu abuzurile, da, cu justiția, sunt fix la fel ca la noi. Deci iată o paralelă între două lumi aparent diferite, dar finalmente foarte apropiate atunci când este vorba de marile drame pe care nu le poți evita. Cu binele te obișnuiești ușor. Dar cu dramele e un pic mai dificil. Mergem mai departe, fraților, la acest rușinos portret al regelui Charles. E nu portretul în sine e rușinos, da? Știm și noi să citim două rânduri, dar ca idee, așa, instituțiile publice, că tot vorbeam aici de bani, de risipeli, așa, un nou portret oficial al regelui Charles al III-lea. Să știți că eu am jucat acum, o să fac și pe fetele mele, dacă să ridic două degete și să pot să iau cuvântul. Am jucat Vrei să fii milionar pe un avion olandez acum câteva zile și că am ce să fac în timpul nopții. Am traversat Atlanticul, am făcut vreo 14 ore cu avionul și la un moment dat am jucat Vrei să fii milionar pe avion acolo pe tastele alea ale televizorului și la întrebarea care este imnul național al Marii Britanii răspunzând God save the king, bineînțeles, ăla mi-a dat greșit, spunând că este God save the queen. Deci nu era actualizat, vreau să spun, și degeaba am făcut scandal, am chemat stewardesa ăla să-mi dea banii înapoi, că mi-a spus că dacă mașina așa zice, înseamnă că așa e. Aceste condiții, poate că ăsta nu-i Charles, poate că este tot doamna Elisabeta Lilibet,
E bine, un nou portret oficial al regelui Charles III a fost realizat pentru a fi expus în clădirile publice din Marea Britanie, în cadrul unui program finanțat de guvern cu 8 milioane de lire sterline, criticat drept o risipă rușinoasă de bani, relatează The Guardian, citat de news.ro. Aia se putea și mai bine. 8 milioane de lire. Păcat că Charles nu seamănă cu Dominic West aici. Dominic West, care ne-a rămas un pic în minte din ultimul episod, ultimul sezon din The Crown. El îl juca pe regele Charles. Și mânca musli dimineața. Și îi spunea lui William, it's delicious. Delicious. Ăla nu înțelegea ce s-a alea musli. De-abia murise maică-sa și n-avea el chef de micul dejun. William. Dar Charles mânca, pe el interesa mai puțin. Era afectat, sigur, așa când camerele se abăteau asupra lui, era afectat de decesul Dianei, dar rest îi dădea telefoane Camilei de câte ori putea și fericirea aia lor strangulată puțin așa de ritualurile palatului, mergea totuși mai departe. Dar nu va mai fi un sezon 7, așadar o să rămânem tot cu imaginea lui Dominic West. De altfel, în ultimul episod, chiar pe final, apare coșciugul reginei. Peter Morgan a promis că el nu se va duce cu istoria până la capăt și că o va lăsa pe regină undeva acolo în mijlocul vârstei a treia. Mai avea regina 20 de ani până să se prăpădească aproape. Să nu le mai dau spoilere. Păi, bă, să știe, e desprins din realitate. Știți cum este asta? Când mi-ați adus aminte fetelor, n-au văzut fetele până la capăt The Crown. Așa a spus fiul lui Pablo Escobar, care acum e scriitor în Argentina și a schimbat numele. Fix așa a spus. Zice, păi ce spoiler, că doar toată lumea știe că tata moare la final de episod. Așa și aici, păi știe că regina a murit, că Charles a ajuns rege. Bun, serialul nu ajunge până în punctele astea, tocmai pentru că nu avea interes să intre în intimitatea familiei regale chiar atât de mult și mai are niciun interes să o vedem pe regină pe patul de moarte. Adică asta am văzut la televizor sau mi-am imaginat că n-am văzut practic la televizor. Dar risipa de bani este în actualitate și în serialul Peter Morgan, care știa mai multe despre monarhia britanică decât monarhia britanică însăși, evident, pentru că acolo mai ai lapsusuri. Așa cum și despre noi sunt unii care știu mai multe decât știm noi înșine, ceea ce mi se pare firesc, pentru că atunci când ești tu însuți, n-ai timp întotdeauna de propria viață și de propriile memorii, ci mai degrabă alții se gândesc să ți le pună pe hârtie. Deci mi se pare normal. A Peter Morgan să fi fost mai interesat de ce se întâmplă în cadrul monarhiei britanice decât familia britanică în această situație, pentru că pentru ei viața era un lung fluviu liniștit, nu se întâmpla niciodată nimic, nu exista niciun eveniment în viața lor. Din când în când așa se întâmpla ceva pentru altcineva. Da, asta putea să se întâmple, pentru că au fost câteva situații. Decesul sururii reginei Margaret, așa, prințesa Diana cu accidentul, dar au fost rare totuși. Da, moartea părinților, sigur, până la urmă moare mama reginei, toate lucrurile astea, da, ele vin cu timpul. Practic, catastrofal n-a fost decât faptul că a murit Diana într-un accident. În rest, ei n-au fost zguduiți de aproape niciun eveniment major. Că se mai schimba prim-ministru Marii Britanii, sigur că mai manifesta lumea pe stradă, că mai erau niște probleme cu lira sterlină, dar avea Palatul Buckingham finalmente nicio problemă existențială cu aceste lucruri. Dar mereu, bineînțeles, contribuabilul englez, care să revenim la miezul știrii, a fost cumva înștiințat de aceste cheltuieli, unele dintre ele totalmente nejustificate, într-adevăr, ale casei regale, care era plătit așa ca dintr-o rentă, da? De către cetățenii englezi, care între timp au acumulat erorile, cum a fost și ieșirea din Uniunea Europeană, tot așa puțin resimțită de regina Elisabeta a II-a. Ok, au fost niște discuții, ține minte. Ea era, așa ne spune Peter Morgan, că ea susținea Uniunea Europeană și n-ar fi vrut ca Marea Britanie să părăsească Uniunea. Apărea cu, țineți minte, cu pălăriile alea multicolore, unde din când în când mai strecura cu un galben și un albastru, pe vremea
respectivă nu putea fi vorba de Ucraina, că nu era niciun război, susținea așadar ideea de Uniunea Europeană, dar n-a putut să o împiedice niciun fel, pentru că ea n-avea decât un vot consultativ. Familia regală britanică a fost întotdeauna de paie, n-a avut absolut niciun rol, absolut niciun rol, cel puțin de la moartea tatălui reginei. Ea urcă pe tron la nici 25 de ani, nu are habar despre nimic, nu știe nimic despre viață, pentru că nu fusese crescută pentru a ajunge regină atât de devreme, da? Nu știe nimic, rolul ei este încă o dată de maculatură, nimeni nu o bagă în seamă. Niciunul dintre premierii Marii Britanii nu ia cu adevărat, de la Churchill și până la Tony Blair, practic nu o bagă nimeni în seamă cu adevărat. Da? Deci ăsta este motivul, pentru că ei mergeau și acompaniau restul lumii, ca și cum te-ai uita pe fereastră la cum evoluează pământul timp de 100 de ani, fără să poți să intervii. Pe de altă parte, sigur că cetățeanul englez, atunci când dădea de greu, se revolta și pentru sumele pe care le plătea în contul acestei familii de operetă. Bun, publicitate și revenim în direct. Fraților, ne întoarcem în actualitatea sinistră internă. Partidul Social Democrat a anunțat marți că a decis să nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor săi la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus. Atâta timp cât cele două Diane, ca să nu le mai citez, continuă să vină cu cucernicie în emisiunile noastre, chiar nu ne interesează. Chiar nu ne interesează, dar am un sfat pentru domnii de la PSD, care se vor înghesui așadar mai des pe culoarele noastre, acum că la Realitatea Plus se trage cortina. Sfatul meu este să se ducă și la Bucătăria TV. Am înțeles că apare în sfârșit un asemenea post de televiziune, cu 35 de ani mai târziu decât ar fi trebuit să o facă domnul Sârbu la Pro TV. Când a deschis Acasă TV, nu chiar acum 35 de ani, dar rotund, acum 50 de ani, dar trebuia să facă pe lângă Acasă TV și Bucătăria TV. Și atunci s-a uitat toată națiunea. Acum sigur că postul nu mai are nicio valoare, nici nu o să intre probabil pe cablu, dar ideea este că domnul Turcescu, asta vreau să vă spun, care sigur nu e PSD-ist, da? Dacă e nevoie va deveni. Că-l dă afară și de la Bucătăria TV să înscrie în PSD, dacă nu mai are unde să meargă. Milogul de Turcescu. Da? Marele nostru realizator, unul dintre cei mai mari jurnaliști din istoria României, ajunge să facă piure de cartofi și supă cremă la televizor. Dar mă rog, ieftine, atenție. Poate dacă îi trimiteți noastră bani cu subscripție publică, atunci o să gătească mai scump Turcescu. Că altfel el, dacă nu de la el, mai puțin. Ce rușine, bă! Liviu Mihaiu, bă! Pe care miliardarul de Sov încerca să-l pună șef peste delta Dunării, va veni să gătească, bă. Face-mă măliguță și pâine cu unt cu sare la Bucătăria TV. Asta este România milogilor, da, care se pretindeau formatori de opinie, jurnaliști de calitate și chiar politicieni. Ăștia sunt, bă, colegii noștri. Da? În loc să aibă și un pic de demnitate, să duc la un post de televiziune unde vii să faci de mâncare, deși mai sunt 324 de canale unde se gătește în fiecare zi. Nu există astăzi, bă, televiziune unde să nu facă unul, două, trei jnițele, ceva. Incredibil, bă, s-a ajuns. Așa că să nu plângă PSD-ul, pentru că nivelul lui este de Bucătăria TV. Extraordinar, bă. Deci dacă am avea un pic mai mult simț al umorului, păi ne-am prăpădit toată ziua de râs, bă. Dar oamenii sunt necăjiți astăzi, nu mai stau să... Asta era dacă se întâmpla acum câțiva ani, când încă parcă totuși era mai în putere așa. Păi era dezastru, bă. Și toate glumele începeau cu asta. Ce ar mai putea să urmeze? Știți că noi făceam mișto acum vreo 11 ani pe la radio de un eventual canal Parastase TV. Că era epoca aia când se murea așa și toată ziua la televizor, când era cât un mort, apoi gata, să schimbau programele ca să înduioșeze prostimea de acasă. Știi că știa că lumea la moarte se uită întotdeauna, e totdeauna atrasă când moare altul. Să-și facă el socoteala că el a rămas, a murit doar ăla, înseamnă că el e mai amic cu Dumnezeu decât era bou ăla. Și atunci interesează așa moartea altui, atotdeauna a fost un subiect. Dar n-a reușit niciunul să treacă dincolo și să spună, eu cumpăr Parastase.
am exclusivitate la marile parastase. Și putea să înceapă direct cu Michael Jackson. Da? Și să transmită în direct. Nu contează la ce oră, nu contează pe ce fus orar. Statele Unite sunt cu minus 7 pe partea de est, cu minus 10 pe partea de vest. Nu contează, bă. Nu te uitai în creierii nopții să vezi parastasul lui Michael Jackson sau al Whitney Houston sau acum al lui Tina Turner. Ar fi fost genial, mă. Îmi și imaginez unul ca Turcescu ducându-se la CNA cu șapca în mână ca țăranul în fața boierului să-i roage pe ăia să lase să prezinte parastasele la televizor. Că așa câștigă și el un ban. Asta era de fapt motivul, că nu te duci tu să gătești la bucătăria TV de pasiune. Așa poți să gătești acasă, să pui imagine ca Liviu Dragnea pe internet. Dar să te duci la televizor, că să-ți dea aia un ban, că mă gândesc că nu vii tu cu bani de acasă. Asta este uluitor. Dar bun, ăștia de la PSD săraci n-au niciun pic de umor. Ci că nu se mai duc la Realitatea Plus pentru că ăia l-au atacat cu nedemnitate pe Sorin Grindeanu. Păi dacă ar fi numai asta vorba lui Petrini. Bine că-i numai asta. Doar pentru asta v-ați supărat pe ei? Grindeanu nici nu există, bă. Ăsta nu-i, fetelor, ăsta nu-i nenea ăla de la transporturi? Auzi, căci că ăla e. Păi, dar noi avem transporturi, bă, sau care e? Da? Sorin Grindeanu este, n-am aici statistica, o are Sebi Zacman, probabil. Este al 1134-lea la rând pe lista ministrilor transporturilor din România, care n-au făcut nimic. Da? Adică nu se simte nimic, nu se vede. Poate că și-o fi făcut acasă, nu zic. Are cale ferată din pivniță până în mansardă. Dar n-avem noi, n-are țara. Păi deci dacă ați fi auzit vocile alea suave, n-aveau mai mult de 17-18 ani de la aeroportul Otopeni, bă. Care anunțau din 30 în 30 de secunde, bă, în toate limbile pământului, că pleacă tren de la aeroportul Otopeni peste 10 minute către Gara de Nord, credeai că ești la Hong Kong, bă. Și noi când colo suntem ultimii oameni, ce tren, bă, ce aeroport, bă, ce gară. Și aia săraca spunea, mă, nu era nimeni capabil să tragă un râs de ăla sinistru așa. Care tren, domnișoară, cum ar fi zis Marcel Ciolacu? Care gară? În toate limbile se forța aia, mă. Mă, s-o fi auzit în finlandeză, s-o fi auzit în swahili, cum încerca să le spună ălora care veneau de la Bruxelles sau de la Salalah din Oman, proștii ăia, bă, de să duseseră în vacanță la Salalah, bă. Bă, că i-am văzut, bă. Unul nu știa de unde venea, mă. I-a păcălit o agenție de turism, habar n-aveau de unde să duc și de unde vin. Erau vreo 8 oameni. Un charter pentru Salalah. În Oman, bă, în sudul Omanului. Bă, mă, știe vreunul de ăla. Dar toți erau de undeva din mărginimea Caracalului. Știe vreunul dintre ăia unde vine Omanul pe hartă? Cum să te duci, bă, în vacanță acolo? Ăia ascultau în swahili, da, că peste 10 minute pleacă de la aeroportul Otopeni tren către Gara de Nord. Eu am crezut că pleacă către Carei, către Satul Mare, către Episcopia Biurlică. Aia era o știre, vorba lui Cristoiu. Dar de unde a avut, de unde a avut aeroportul Otopeni bani să trimită, să facă cale ferată până la Episcopia Bihorului, domnule? De unde a avut bani? Asta e întrebarea. Vladimir Putin a trimis bani la granița cu Ungaria. De ce la granița cu Ungaria sunt la granița cu Bulgaria sau cu Ucraina? De ce tocmai la granița cu Ungaria? Dar a fi întrebat pe bună dreptate maestru Cristoiu. Dar nu! Trenul mergea de la aeroportul Otopeni până la Gara de Nord. Mare brânză! Și ce făceai cu asta? Nu făceai nimic. Că, de exemplu, dacă ești bucureștean, nu te ajută cu nimic faptul că din nordul Bucureștiului ai mers în nordul Bucureștiului. Nu te ajută cu nimic. Asta este o idioțenie de tip bulă. Ale, dacă acest aeroport deservea toate cartierele Bucureștiului în regim de metrou, puteai să anunți în toate limbile pământului că era excepțional să te ducă până la scara blocului. De el te ducea în Gara de Nord, bă. Zero barat. Ok, ăia care sigur de acolo iau direct trenul, o să... Și cât sunt ăia? Care sunt ăia? Vorba lui Marcel Ciolacu. Evident că nu. Deci încă o dată să nu se supere prea tare PSD-ul, că la Realitatea Plus asta e tema. Nu?
Am mai povestit și noi în emisiunile de joi seara. Vii, îți faci temele, uite cum ne făcusem noi. Să vorbim de Charles, să vorbim de G4 Media și de domnul Tăpălagă, să trăiți domnul Tăpălagă, așa, și când intri în emisiune să-ți vină hârtia și să spui, na, 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 aici ai jurnalism. Uite, despre asta trebuie să vorbiți astăzi. Despre ce? Dați în PSD astăzi, dați în Grindeanu. Astăzi Grindeanu. Păi știți, dar noi n-am... Nu-i nimic, eu n-ați apucat, lasă că ea care se uită la televizor, la noi e mai proști ca voi, bă. Contează că știți voi despre Grindeanu. Să nu vă prind aici că nu ziceți de Grindeanu odată la două fraze. Vreau să-l faceți praf. Asta e jurnalismul. Da? Și începe misiunea plină de zâmbet să-l înjur pe Grindeanu. Cine-i Grindeanu, bă? E nicio miză, bă, băieți, bă. Călătoriți și voi undeva în lume, în afară de Grecia, Bulgaria și Turcia, și o să vedeți că nici nu există Grindeanu, bă. Adică tu ai impresia coană mare de la realitatea că dacă te duci în Samoa de vest, vorbește cineva de Grindeanu? Crezi că interesează pe cineva în Curaçao, de exemplu, ce face Grindeanu în România? E o masă mică, vorba lui Dinică. E o masă pentru voi, pentru proști. Da, pentru neștiutorii de carte. Nu e o masă pentru umanitate. Nu te poți duce, dacă vorbești de Kim Jong-un sau de regele Cea sau de Dominic West, da. Interesează și acolo, să știți. Și eu am întrebat în Trinidad, de exemplu, dacă îl știe lumea pe Radu Paraschivescu. Am întrebat la un restaurant american. Și mi-a zis ăla că nu, dar știe de Kevin Costner, care mâncase la el. Aia, ați văzut? N-am făcut nimic cu Paraschivescu. Mă arătam cu mustață ăsta, aveam câteva cărți de ale lui în bagaj. Mi-a servit la nimic, bă. Aveți impresia că mă duceam și îi spuneam ăluia la un restaurant, să zicem, cu specialități din Grenada, da? Că eu îl cunosc pe... Cum îl cheamă pe ăla cu podul de la Brăila? Pe Mișu Tudose. Tudose. Știți cum i-a zis un nene acolo? L-am întrebat, ați călătorit vreodată în Europa? Întrebări de astea tip, de Realitatea TV. Și ăla mi-a zis, a fost odată în Anglia, după care și-a dat seama de eroare și a zis, a, stai că Anglia nu e în Europa. Deci asta era tot, bă. Asta era tot. Dar atenție, nu că ieșise din Uniunea Europeană cu Brexit, nu localiza exact Marea Britanie în ce continent e. Da? Ce Grindeanu, bă, ce Mișu Tudose, bă, ce Realitatea Plus, bă. Astea sunt pentru voi aici. A, poate la Salalah, da. Când s-au dus aia săracii de la Caracal, vorbeau de Amza Pelea. Probabil pe plajă acolo, că alte subiecte n-aveau. Și poate mai vorbeau și de Mișu Tudose sau de Grindeanu. De Sorin Grindeanu. Și că a scăzut populația Chinei în 2023... Biroul Național de Statistică a raportat o populație de 1,409 miliarde la sfârșitul 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 2 milioane de locuitori. Rotund de 2 locuitori. Că 2 milioane în China înseamnă fix 2 la noi. Da, cine știe, poate până la sfârșitul secolului, într-adevăr, dacă vor mai ajunge foarte mulți chinezi în alte părți, să reușim și noi să depășim această perioadă. Uite-l, bă, apropo de Grindeanu. Ăsta e Rareș Bogdan, care l-acuză pe Grindeanu, așa cum l-a acuzat și Realitatea Plus, că Rareș Bogdan acolo a lucrat. Așa, îi acuză pe Grindeanu și pe Barbu că n-au discutat cu protestatarii ca să rezolve criza. E vorba de mișcările astea pe care noi nu le-am băgat foarte mult în seamă, pentru că le-am asimilat mai mult cu democrația. Transportatorii au ieșit în stradă, am înțeles că Nicușor Dan nu consideră nici el realizabilă și nici oportună prezența lor peste palmieri în Piața Unirii, de palmier în hiver. Cum a fi zis Mariflor aici, la dreptate, trebuie să mai asculte din când în când și Nicușor Dan pe Mariflor. Are niciun sens. Ăștia vor manifesta peste tot în lumea democratică, atât timp cât această lume mai exista. Dacă stau în casă, și de aia de la IMGB, dacă rămâneau în case atunci, Nicolae Ceaușescu a apucat să ne dea suta aia de lei. Și cine știe pe ce am fi cheltuit-o, Rareșe? Că matale tot măturător de stradă ajungeai ca și noi. Dacă mai rămânea Ceaușescu câțiva ani. Tot la stradă măturai.
acolo erai. Poate că noi am fi fost un pic deasupra ta totuși. Duceam, așa cum am mai explicat de atâtea ori, borcanele de Sana și de iaurt către muncitorii de la Electromureș. Poate că mata ajungeai doar să mături. Noi eram un pic la Sana. Da, încă o dată, cam asta era situația dacă nu s-a întâmplat nimic. Vreau să ajung fetelor la doamna aia din... Uitați-vă puțin la ea. E o știre, mie mi s-a făcut rușine, noi care susținem Noua Zeelandă mai mult decât România. Este practic țara noastră preferată din punct de vedere politic. E excepțională națiune care a rezolvat totul în câteva minute, inclusiv pandemia. E bine, o deputată din Noua Zeelandă, vorba vine din Noua Zeelandă, că numele său este Golriz Gahrahman, practic o iraniancă, așadar, fura din magazine de lux. Bună, la noi să fura din portbagaje de lux, să fura din traiste de iută de lux, să fura în general din beciuri de lux. Și în general la noi să fură, asta nu înseamnă că cineva își dă demisia. Dimpotrivă, te dă în judecată dacă pretinzi că ar trebui să-și dea demisia. Bine, această doamnă, sigur, fiind în Noua Zeelandă, și-a dat demisia, fura din magazine de lux din cauza stresului, asta a fost explicația dânsei, într-un magazin din Auckland, cel mai mare oraș neozeelandez, dar ajunsese să fură și din capitala Wellington. Stresul legat de muncă, multă muncă, o muncă dintre asta probabil de dimineața până seara, totuși în slujba unei națiuni enorme, 42 de ani. Doamna Golriz, am dezamăgit o mulțime de oameni și îmi pare foarte rău. Încă o dată, din Noua Zeelandă vin rar asemenea știri. Au mai furat ai noștri de prin bancomate pe acolo și de asta se pare că nici nu mai poți intra acum fără viză. La un moment dat reușiseră autoritățile noastre să creeze așa un fel de interimat al vizei cetățenilor români în Noua Zeelandă, dar cum nu se ducea practic nimeni, au ajuns doar câțiva hoți acolo, nu era de mare folos. Ăștia s-au dus și le-au dat în capă lor, acum au ajuns pe aeroport. Acum că nu mai poți să te duci, trebuie să dai un test în limba engleză, ca la școală. Ori ai noștri n-au făcut școală, că tocmai citeam. Poate dă o tăpălagă, dacă la un moment dat reușește să câștige la loto, să poată să meargă în Noua Zeelandă, că dânsul nu trebuie să dea niciun interviu în limba engleză dacă arată legitimația de serviciu. Că lucrezi la G4media.ro, nu te întreabă nimeni nimic. Pe planeta asta ești Dumnezeu. Dar în rest, sigur, noi va trebui ca la școală acolo să buchisim și dacă încercăm să o dăm pe o altă limbă, fie ea chiar de circulație internațională, nu ne lasă aia. Sunt câteva știri cu Trump aici, dar sunt și câteva știri cu Moscova. Moscova ne anunță că deschide 3 secții de votare în SUA. La alegerile prezidențiale din martie, dar atenție la alegerile prezidențiale, știrea e prost redactată, se vede că e făcută de news.ro. Nu, trebuie să o răstălmăcim noi. La alegerile prezidențiale din Rusia, bă, nu din Statele Unite, că tot dacă o citești așa, este fetelor că asta înțelegi, Moscova anunță că deschide 3 secții de votare în SUA în alegerile prezidențiale din martie. Bun, ok, noi știm că alegerile prezidențiale din SUA n-au loc în martie, da? Nu contează, dacă citești repede sau ești de lângă Caracal, cum era Gianina, da? Tu înțelegi și foarte corect ar fi că sunt alegeri prezidențiale, nu? În Statele Unite. În ce sens să deschidă Moscova secții de votare în SUA? Nu-ți dai seama din... Știrea, de fapt, nu este asta. Atenție, Rusia, Kremlinul, deschide secții de votare pentru alegerile din Rusia pe teritoriul american. Ceea ce nu reiese deloc, absolut deloc din această știre. Ba exact invers, se înțelege. Uite, bă, dracu, americanii au alegeri și Moscova să bagă peste ei. Imediat ar fi intervenit Cristo. Să știți că ține pe vremea lui Carter... Debea bus tatăl să duceau rusii și votau în Statele Unite, domnul Tucă. Cum este posibil să votezi? Eu, de exemplu, de ce nu pot să votez la Chisinau? Sau să mă duc să votez împotriva lui Vladimir Putin? Să știți că eu nu sunt cu Vladimir Putin. Dar așa ai fi înțeles. Că uite, bă, rusul și-a deschis, nici ca în serialul ăla cu The Americans, și-a deschis rusul niște secții de votare în Statele Unite. Colosală știre. În realitate nu e asta. Da,
cum ar veni diaspora rusească, ar putea să voteze în Statele Unite pentru președintele rus, adică obligatoriu pentru Vladimir Putin. Dacă nu votezi cu Putin, nu ajunge buletinul tău de vot să traverseze Atlanticul. Nu ajunge, se pierde pe undeva, cade de la fereastră sau de la hublou, mă iertați. Ce news.ro, bă, ce presă, că sare Activ Watch acum dacă închide mâine pe news.ro un bulgar de ăsta cu nu știu ce fel de ceafă, vai de mine, libertatea presei. Bă, voi ați citit, bă, titlurile astea, bă? Cum să fii jurnalist și să publici un asemenea titlu, bă, tâmpitule? Asta-i presă, bă? Moscova anunță că deschide 3 secții de votare în SUA în alegerile prezidențiale din martie. Care alegeri prezidențiale, bă, ale cui? Da, asta trebuie să apărăm noi. Păi nu, că presa trebuie să fie liberă. Liberă la ce? La prostie? Explică-mi, bă, și mie, care? O decizie cu privire la deschiderea o secție de votare nu e inamicală, urmează să fie luată până la sfârșitul lui ianuarie. Nu înțelegi nimic. Ce s-a întâmplat? Și am crezut că ne închid și pe noi. Mai este un minut. Nu înțeleg nimic nici cu asta. Ce ianuarie, ce martie, ce... un căcat de știre. Dar trebuie să respecti. Jurnalistul poate să fie oricât de prost, da? Dar să-și zică independent. Ce independență, bă, că habar n-aveți, bă. Vă dau o dictare acum de în cultură generală, sunteți varză toți, bă. Da? Salalah. Vă duceți voi la Salalah. Nu mai puteți voi. Deci totalmente greșită din toate punctele de vedere. Obiectivul Ucrainei în 2024, asta e bună, bă. Să-i bată pe ruși în aer. Când tot vorbeam de traversarea Atlanticului, că i-au bătut pe pământ în 2022, păcat că am primit noi târziu știrea. Ca suntem deja în 2024, vă reamintesc. La mulți ani, domnul Tăpălagă. Deci în 2022, domnul Tăpălagă, dacă nu o aveați, o avea Ion Cristoiu, da? Se pare că nu l-a schemat suficient. A câștigat Ucraina terestru. În 2023, asta sigur că nu avea nimeni, că de-abia s-a terminat anul. I-am vins pe mare, pe ruși. Acum, pe care mare? Pe Marea Neagră mă îndoiesc atât timp cât Crimea e a rușilor. Nu știu dacă e legal a rușilor. Dar e a lor, da? Deci pe care... Stai puțin. Pe care mare i-au bătut? Ok. Și în 2024 o să-i bat aerian. Bă, da, eu aș întreba, domnul Tăpălagă, poate dumneavoastră știți. Când intră, domnule, Ucraina în NATO? Atunci o să vă dăm și noi niște răspuns. Când intră în Uniunea Europeană? Asta trebuie să știți acolo la... Să află mai ușor ca la noi. Hai, domnule, că trebuie să vină tetea German, nu mai avem timp de el. Bă, am ajuns să nu mai am timp în emisiune. Noroc că suntem aici în fiecare seară, v-am spus, încă vreo 7-8 luni. Fără nicio problemă să dezbatem și noi cum să cuvine această sinistră actualitate internă și internațională. Rămâneți cu tetea! Program disponibil pe primaplay.ro.